Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați de rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok. Ne puteți urmări și acolo, la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV. Astăzi discutăm despre taberele care au loc în județul Hunedoara în această perioadă. Județul nostru este din nou gazda unei tabere extrem de importante la nivel național, taberele ARC. Sunt 10 de copii care în prezent se află la Deva, la Căprioara mai exact, dar nu o să mai lungesc mult această introducere și o să o las pe invitata mea de astăzi să ne explice mai mult despre ce înseamnă aceste tabere pentru copiii din diaspora de data aceasta și cât de mult contează și implicarea voluntarilor, pentru că este un subiect destul de sensibil în zilele noastre, atunci când vine vorba despre voluntariat, de ce aș face eu ceva dacă nu câștig nimic, nu? Cam acesta este uneori gândul unora, dar sunt și exemple care demonstrează contrariul. Așadar, astăzi alături de mine este doamna Izabela Cacio Doboli, directorul executiv al Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație. Este o perioadă destul de agitată în zilele acestea, pentru că, iată, județul Hunedoara, cum spuneam, este din nou gazda taberei ARC. Ce înseamnă, de fapt, această tabără și ce aveți de făcut în această perioadă? Se află la 15-a ediție această tabără și noi ne bucurăm extrem de mult că reușim să organizăm și în acest an această tabără în județul Hunedoara. Este extrem de important pentru noi să-i avem pe acești tineri în județul Hunedoara, pentru că ei sunt cei mai buni ambasadori ai județului. Ieri, de exemplu, chiar i-am întrebat dacă au mai fost în România. Ieri am avut deschiderea oficială a acestor tabere. O să avem 9 serii de tabără. I-am întrebat dacă au mai fost în România. Și au spus că da, dar nu erau foarte ferm convinși exact în zonele în care au fost. Și atunci le-am spus și i-am rugat ca la sfârșitul taberei să îi întreb din nou și să aflăm exact pe unde au fost. Și atunci, cu siguranță, la sfârșitul taberei o să știe că au fost în județul Hunedoara. Pentru că ei o să vor duce acasă și vor povesti la prieteni, la familie, la toată lumea cum a fost în România și ce au vizitat. Iar Hunedoara are foarte multe de oferit. Dar să revin la întrebarea inițială, ce este cu aceste tabere, de fapt? Se organizează de către Departamentul Românilor de Pretutindeni și în acest an, împreună cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, am fost noi selectați și sprijiniți și noi, alături de alte direcții, să îi găzduim. Noi, pe lângă faptul că îi găzduim, evident, cu deschiderea maximă pe care o putem să le oferim, suntem alături de ei pe tot parcursul celor 7 zile. Ei vin marți și pleacă marți. Sunt 7 din 7 zile în aceste tabere. Asta înseamnă că și programul pe care l-ați pregătit pentru acești copii, acești tineri, este unul destul de ofertant, pentru că spuneați puțin mai devreme, județul Hunedoara este unul cu greutate din acest punct de vedere al istoriei, al obiectivelor turistice și cred că o să-i cam plimbați prin județ, nu? Da, am avut în anii precedenți chiar foarte, foarte multe excursii. Anul acesta o să avem o combinație între ateliere. Avem 4 ateliere care sunt oferite sunt susținute de către profesorii din județul Hunedoara pe istorie, geografie, istorie română și creație. Iar pe partea de creație ne dorim foarte mult ca anul acesta să fie cât mai mult posibil, adică să avem pe lângă pictură, dans, muzică, să avem și mișcare, pentru că suntem într-adevăr direcția pentru sport și de ce nu să avem la fiecare sfârșit de tabără și câte o prezentare în care sau dansurile pe care le-au învățat sau jocurile, mișcările, tot felul de activități să fie și prezentate la fiecare sfârșit de ediție. Este important pentru ei să se cunoască, să învețe lucruri noi, să se distreze și să lege foarte multe prietenii. Pentru că și ieri le-am povestit că eu de la o vârstă foarte fragedă, de la vârsta de 3 ani am tot fost în tabere, în excursii și foarte multe dintre acele prietenii încă le păstrez și în ziua de astăzi. Și eu sunt ferm convinsă că și acești copii care acum de tura aceasta sunt din Ucraina, chiar dacă nu s-au cunoscut până acum, ei cu siguranță pe o perioadă de o săptămână o să afle foarte multe lucruri unii despre alții și de ce nu să aibă o legătură și o prietenie
care să dureze și după aceste tabere. Se vor lega cu siguranță prietenii, pentru că astfel de activități unește, indiferent că vorbim de adulți sau copii. Cu siguranță. Am spus că au aceste ateliere, dar pe lângă ateliere au și excursii. Chiar astăzi ei vor vizita Castelul Hunyazilor și se vor duce și la Sarmize Getuza Ulpia Traiana, dar sâmbătă o să viziteze și Sarmize Getuza Regia și probabil și cetatea Costești. Întotdeauna ne adaptăm în funcție de vreme, pentru că în unele locuri știm foarte bine că se schimbă foarte repede vremea și atunci ne vom adapta de fiecare dată la condițiile meteo. Dar evident ne dorim să viziteze și cetatea Devei. Sunt copii care vorbesc limba română? În principiu ei sunt selectați vorbitori de limba română, pentru că ei vin din diasporă și din zonele istorice române. Anul ăsta și-au dorit să fie 10.000 de tineri, o să fie aproximativ 7.000, dar este un număr mai mare, considerabil. Asta în întreaga țară. În întreaga țară, da, noi o să avem în jur de 500 de tineri în județul Hunedoara. Acum sunt 44 de tineri sus la Căprioara și cu 4 profesori însoțitori, dar până la sfârșit o să avem aproximativ 500 de tineri. Este un număr destul de mare pentru România. Anul trecut au avut în jur de 5.000, iar anul acesta au crescut cu în jur de 2.000 de tineri. Cine știe, poate la anul și mai mulți. Ei vin din toate zonele unde părinții lor au emigrat sau chiar dacă sunt din zonele istoriei, atunci pur și simplu schimbări de istorie. Exact. Ei sunt vorbitori în principiu de limba română, tocmai de aceea au și atelierele de limba română ca să mai aprofundeze și în tabără, evident, se vorbește limba română. Spuneam puțin mai devreme la începutul emisiunii și despre voluntari, despre voluntariat, care pentru unii este așa o a doua casă, dacă pot spune. Sunt angrenați în tot felul de activități, sunt bucuroși atunci când pot participa la anumite activități și în cazul acestor tabere vorbim despre și despre voluntari, nu? Da, așa este și acum avem o voluntară care este chiar din Moldova. Avem o tânără care studiază în București, dar este din Moldova și face voluntariat în cadrul acestor tabere. Ieri când am avut deschiderea oficială, chiar le spuneam invitațiilor noștri că voluntara noastră deja era implicată în toată activitatea, pentru că i-am servit pe invitați cu gogoșile făcute chiar în tabără și domnișoara a adus și a servit și am spus că da, gata, deja este implicată. Ea se ocupă și de partea de ateliere și după ce se termină atelierele, atunci se ocupă de activitatea propriu-zisă în tabără, în care tinerii să petreacă cât mai mult timp productiv și să facă activități interesante. Pentru că ei nu au internet în tabără, deci este interzisă. Ceea ce pentru unii este o fericire, în special pentru părinți, este o fericire, da, faptul că ei nu au internet. Pentru unii tineri e mai puțin o fericire. Poate după o zi, două, trei, vor înțelege și acești copii că e mai bine fără, măcar pentru o săptămână. Eu sunt ferm convinsă că la sfârșitul taberei nu o să avem probleme în care să ni se spună că ei nu am avut internet, pentru că acești tineri, tinerii din ziua de astăzi, nu mai au noțiunea de plictiseală. Pentru că generația mea, în principiu, atunci când simțeam momentul de plictiseală, luam o carte și citeam sau ieșeam în fața blocului și ne jucam cu mingea sau cu orice altceva, cream corturi, făceam corturi și cazemate și de eram destul de inventivi. Da, eram cu siguranță, dar și acești tineri sunt extrem de inventivi și cu siguranță dacă li se oferă posibilitatea să se deconecteze de toate aceste gadgeturi cu care suntem încărcați și noi, evident, și ei la rândul lor, atunci realizează că mai este și o altă lume pe lângă toate gadgeturile din viața noastră și reușesc să se conecteze, pentru că noi, și noi adulții în special, dar și tinerii, în momentul de față sunt destul de deconectați. Mintea, sufletul și corpul nostru este un tot întreg pe care cumva trebuie să-l regăsim și să-l interconectăm. Și eu cred că aceste tabere chiar le oferă posibilitatea acestor tineri să se regăsească și să descopere lucruri noi despre ei și evident despre lumea înconjurătoare
și în situația de față în aceste tabere și despre istoria locurilor, istoria românilor în special. Acești tineri vor locui efectiv pentru o săptămână aici în tabăra, nu, de la Căprioara, aici aproape de noi, aproape de Deva. Au toate condițiile necesare, pentru că în zilele noastre sunt unii părinți care nu le permit poate copiilor să meargă în tabere, în anumite tabere, fie că poate nu au confortul necesar, le este teamă de ce s-ar putea întâmpla dacă nu sunt și ei acolo, acești părinți, și la polul opus sunt acei părinți care cred că și-ar trimite copiii în tabere așa, de la o săptămână la alta, și atunci este important și pentru părinți să știe că acești copii sunt în siguranță, că acești copii au condițiile necesare pentru a putea să își petreacă, iată, o săptămână sau poate mai mult, mai puțin, în funcție de fiecare eveniment în parte. Evident, au toate condițiile necesare. Noi suntem întotdeauna la dispoziția lor și, evident, facem tot posibilul ca să le oferim un sejur cât mai plăcut. Este o tabără mică față de alte tabere, sunt doar 50 de locuri. Este în mijlocul pădurii, au pădure în toate părțile și chiar povesteam cu profesorii că este așa o splendoare ca să fie în mijlocul naturii. Era chiar zilele astea, chiar au plouat și era un pic mai frig față de cum eram deja obișnuiți în aceste zile, dar se simțea acea parte a naturii pe care, mai ales dacă stai într-o zonă aglomerată și cum am venit, acum avem și oaspeți de la București, de la Departamentul Românilor de Pretutindeni și de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, și erau foarte bucuroși că s-au deconectat cumva de acea căldură care este chiar în capitala noastră, unde sunt betoane peste tot, jur împrejur, și aici temperaturi este record pentru această perioadă, chiar au fost, exact. Este foarte, foarte mult. Deci pentru ei nu a fost o problemă că a plouat, că a fost mai răcoare, chiar le-a plăcut. Au fost foarte fericiți și au fost foarte bucuroși să fie în mijlocul naturii. Dar pe lângă tot ce oferă tabăra, am încercat anul acesta să le oferim un pic mai mult, așa că am făcut parteneriate cu instituții care ne sprijină, încât ei să descopere, poate că n-au avut posibilitatea până acum și nu au văzut efectiv cum funcționează, de exemplu, ISU sau cum funcționează pompierii într-o situație de alertă sau cum arată absolut tot echipamentul poliției sau a jandarmilor. Așa că am făcut parteneriate și cu aceste instituții și totodată, la sfârșitul fiecarei tabere, ne dorim să avem un foc de tabără care cred eu că este unul dintre cele mai memorabile momente care se pot întâmpla într-o tabără, pentru că la focul de tabără, cumva, acea atmosferă este o atmosferă magică în care sunt întotdeauna povești, jocuri, cântece, în care rămân cu fiecare tânăr și o să-și amintească cu o mare plăcere acel moment. Spuneați puțin mai devreme că vor fi aproximativ 500 de copii din diaspora care vor veni aici la Căprioara. Aveți timp de respiro până în septembrie sau vor fi așa o serie una după alta? Nu avem timp de respiro. Ei au început deja în această săptămână și vor termina la începutul lui septembrie, dar o să mai avem o altă serie deja anunțată, așa că până la mijlocul septembrie avem absolut foc continuu, deci o să fie 7 din 7 constant, fără nicio zi de pauză. Deci pleacă un grup de copii, vine următorul și tot așa, da, până în septembrie. Zi, așa că avem foc continuu și pentru asta avem și nevoie întotdeauna de voluntari și chiar de colegii de la birou care ne ajută, care ne sprijină, pentru că este într-adevăr foarte complicat și greu a face acest schimb atunci când ai un grup de 50 de oameni care pleacă și un grup de 50 de oameni care intră. Evident, noi nu suntem o societate privată, așa că pe parte de instituție publică funcționăm cu un personal, evident, mai mic față de tot ce înseamnă zona privată, dar avem din fericire și voluntari și colegi care sunt foarte inimoși și darnici și atunci reușim să facem față cu brio acestei provocări.
Noi, de cele mai multe ori, vedem partea frumoasă, ceea ce este prezentat, iată, zeci de copii vin aici în tabără, foc de tabără, excursii și așa mai departe. În spatele tuturor acestor evenimente, acestor tabere, stă destul de multă muncă și ar trebui să stea în mod normal și un portofel generos, aș putea spune, dacă este să vedem tot ceea ce se întâmplă și ceea ce organizați pentru acești, pentru acești copii. Așadar, până nu de mult făceați parte, erați de fapt sub aripa Ministerului Sportului de la acea vreme, pentru că acum nu mai avem un astfel de minister. Actualmente sunteți sub aripa Agenției Naționale de Sport. Există fondurile necesare pentru a putea să organizați poate și mai multe evenimente pentru copii, pentru sportivii, pentru acei tineri care poate obțin și rezultate foarte bune la examenele naționale. Iată că acum am avut evaluarea națională, deja am văzut și rezultatele lor, avem și câteva medii de 10 și felicităm cu această ocazie pe acești tineri care au înțeles că asta este datoria lor în perioada aceasta de a învăța și de a obține rezultate bune pentru ei, pentru nimeni altcineva. Avem și examenul de bacalaureat, iată că da, aici mai avem câteva zile până când vor afla acești elevi rezultatele. Și revin la partea financiară. Sunt suficient de multe fonduri, acum suficient, îmi veți spune că nu vor fi niciodată fondurile, dar cum reușiți să vă descurcați pe latura aceasta? În momentul de față, la nivel național, suntem într-o constantă reorganizare. După cum ați menționat, din 2021, de când nu mai există Ministerul Tineretului și Sportului, tot încercăm să încerc la nivel național să se găsească varianta cea mai bună pentru zona de sport și tineret. În momentul de față, noi ne gestionăm la nivel local, în principiu, și facem toate activitățile pe bază de parteneriate, în special. Am și reușit să facem destul de multe evenimente, consider eu, cu un buget foarte redus sau inexistent în unele situații, dar cred că putem să spunem că oamenii care sunt la nivel local sunt foarte ajutători și toate instituțiile ne sprijinim foarte mult reciproc. Și datorită acestui sprijin reușim să avem și activități. Pe partea financiară, să sprijinim sportivii, din păcate nu avem această posibilitate. Sperăm ca în viitor să se remedieze această situație și într-adevăr să fim alături și de sportivi, chiar și pe zona financiară. La fel și ce avem din fericire, îmi cer scuze că vă întrerup, chiar avem în județul Hunedoara destul de mulți tineri, elevi, sportivi, care au reușit să facă performanță și uneori poate cu foarte, foarte mari eforturi și din partea familiilor acestor tineri, eforturi financiare și nu numai, pentru că a practica orice sport de performanță înseamnă și costuri foarte, foarte ridicate și atunci cumva ar fi firesc ca și consiliile locale, județene și poate alte instituții să-i sprijine măcar financiar. Se dorește acest lucru, pentru aceasta s-a și creat o strategie a sportului care este pentru prima dată și într-adevăr în momentul în care se vor pune în aplicare toate strategiile la care s-a și lucrat, așa și strategia națională de tineret, noi am început să lucrăm și la strategia județeană de tineret, chiar anul trecut am și lansat acel grup de lucru cu care lucrăm, dar în momentul de față o să căutăm și un sprijin din exterior cumva, pentru că la nivel național am lucrat la strategia de tineret cu Banca Mondială. La nivel local încă nu am găsit partenerul ideal pentru a lucra în detaliu și la planul de acțiuni. Lucrăm cu organizațiile de tineret și cu instituțiile, dar într-adevăr este nevoie și se simte nevoia să fie implicat sau universitate sau un alt partener care să ne poată ajuta în detaliu. Dar reușim, de exemplu, cu un partener, cu facultatea de la Hunedoara, avem un parteneriat și o colaborare extrem de bună, pentru că realizăm împreună un site
care cred că o să fie foarte interesant pentru tot județul și cred că o să fie de mare folos, pentru că ne dorim ca în fiecare oraș, părinții și tinerii să știe exact care sunt posibilitățile pe care le oferă atât pe partea de sport, cât și pe partea de tineret. Adică, de exemplu, dacă avem cercetași din Hunedoara, să zicem, atunci să știm unde îi găsim, ce fel de activitate au, pentru ce vârste. Dacă ne interesează basketul sau volei sau fotbal, atunci să știm dacă undeva avem această posibilitate sau nu avem, sau să ne reorientăm pentru sporturile pe care le avem în orașele respective și să știm cui ne adresăm. Pentru că în momentul de față, pentru fiecare parte, trebuie să căutăm separat. Da, dar ce căutăm? Că dacă nu știm destul exact de complicată exact ce activități pot fi făcute de către tineri, de către copii în județul Hunedoara, dar iată, e o idee, din punctul meu de vedere, foarte bună și cred că nu a mai fost făcută un astfel de site în județul Hunedoara, în care să regăsim acolo toate activitățile extrașcolare, practic, la care copiii pot să acceadă. Da, ne dorim să-l avem funcțional la începutul toamnei, așa că deja când începe noua activitate școlară, atunci sper să putem să o și lansăm și tinerii din județul Hunedoara să știe exact care sunt posibilitățile pe care le oferă acest județ. Este un site, este un exemplu de colaborare interinstituțională care nu necesita din fericire fonduri extra, pentru că am reușit cu ajutorul partenerilor de la facultatea din Hunedoara. Dar totodată am făcut, de exemplu, cursuri pentru tineri, care au fost iară pentru prima dată când am organizat astfel de cursuri, pentru că eu consider că partea de inteligență emoțională nu este deloc vorbită, nu ne axăm destul de mult pe ea. E cam școală, neglijată, într-adevăr. La școală încă nu se predă așa ceva. Astfel am avut pe cineva din Italia care le-a vorbit tinerilor despre inteligența emoțională, care tot așa a venit benevol și, dacă vorbeam despre voluntariat, atunci chiar acesta este cel mai mare voluntariat în care ne oferim timpul. Timpul și cunoștințele. Pentru că poate este mai ușor ca și o societate comercială să oferă din produse, dar atunci când ne oferim chiar timpul, este voluntariatul în cea mai pură formă. Dar am vorbit și despre sănătate, am vorbit și despre nutriție, am vorbit și despre public speaking, despre comunicarea reală, pentru că și acest lucru este foarte neglijat. Nu reușim să ascultăm destul de mult, vorbim, dar poate nu spunem foarte mult când vorbim. Și evident am vorbit și despre partea de organizare, ce înseamnă un lider, ce înseamnă un șef, pentru că tinerii la un moment dat se vor... Vor intra în câmpul muncii și se vor izbi, probabil, de cruda realitate uneori. Și încercați să-i pregătiți și pentru viața de după școală, să spunem. Încercăm să facem un map, încercăm să facem o hartă, un ghid pentru ei, în care să se regăsească pe ei înșiși și să vadă exact care este drumul lor. Și le spun foarte des faptul că chiar dacă au pornit pe un drum, să realizeze că exact așa ca și GPS-ul de la mașină, oricând, la orice moment, putem să reintroducem un nou traseu și să ne reorientăm. Pentru că generația mea a crescut într-o mentalitate în care, dacă am spus așa, atunci așa facem. Și așa rămâne, vorba e vorbă. Am cam crescut, într-adevăr, cu această mentalitate. Într-adevăr, este foarte bine și așa. Dacă se poate. Dar este foarte bine și dacă ne dăm seama, după un an, după jumătate de an, după 2 ani, că poate nu este facultatea pentru mine, poate mă regăsesc altundeva mai bine și atunci să nu pierd chiar atâta perioadă focusându-mă și încercând ceva, ceea ce nu este pentru mine. Eu prima facultate am terminat-o la Babeș-Bolyai, la drept,
Și zic foarte des acest lucru că am terminat facultatea doar pentru că am început-o. Pentru că eram generația care am spus, dacă am început, atunci și termin. Este un lucru foarte bun, m-a ajutat foarte mult în viață, a fost o facultate provocatoare și într-adevăr am învățat foarte multe lucruri. Dar dacă cineva la momentul acela venea și îmi spunea că ok, ți-ai dat seama în anul 3 că nu este pentru tine după ce ai făcut practică în diverse locuri și ți-ai dat seama că poate este un pic diferit față de filmele americane pe care le-ai văzut și nu suntem pe sistemul anglosaxon cum ți-ai închipuit, atunci poate te poți reorienta. Ei bine, am început, a trebuit să termin. Foarte bine, dar a fost și un șoc când am realizat că totuși nu este ceea ce îmi place neapărat să fac. Și le spun tinerilor foarte des că eu și în momentul de față mă trezesc absolut în fiecare zi cu zâmbetul pe buze când știu că mă duc la un job care chiar îmi place. O fac cu plăcere. Ieri seara, la 9:30, eram încă sus la Căprioara și spuneam colegilor care erau de la București că ok, fac cu plăcere pentru că îmi place ceea ce fac. Nu este doar un loc de muncă. Este ceva care mă atrage propriu-zis că este foarte important pentru mine să fiu prezentă, să fiu alături de ei și să facem lucrurile cât mai bine. Față de un job pe care poate ți-aduce mult mai mulți bani, dar nu ți-aduce satisfacția sufletească de care avem o nevoie foarte mare. Și este un lucru despre care ar trebui să vorbim mult mai mult, pentru că... Mai ales cu cei mici, cu adolescenții. Cu generația nouă, pentru că noi foarte des spunem că da, noi și cei care sunt și mai înaintați în vârstă, cu o înțelepciune și mai mare, spun că aia e pe vremea mea cum era. Ei bine, era diferit, dar generațiile acestea văd din trecut cum au fost, cum suntem și noi, văd poate anxietatea, văd faptul că mulți adulți ajung la burnout și atunci ei ce spun? Ei sunt foarte degajați și schimbă joburile extrem de des și noi judecăm că, uite, nu este în stare să păstreze un job. Ei bine, poate tocmai asta face că au văzut cum au fost părinții sau au văzut cum au fost alții și văd că noi suntem întotdeauna pe high performance și noi ne dorim să facem cât mai mult, dar ajungem la un nivel de saturație și la un nivel de anxietate destul de mare. Pentru că foarte, foarte des se întâmplă ca adulții să nu realizeze concret ce își doresc cu adevărat să facă și poate nu are fiecare acel noroc să găsească jobul care îi place chiar să-l facă și îl face cu plăcere. Iar dacă vorbim cu tinerii și îi ajutăm să facă voluntariat, îi ajutăm să meargă în mobilități, să călătorească cât mai mult, să li se oferă noi oportunități și noi viziuni, atunci ei se așează diferit și au șansa să devină adulți echilibrați și fericiți. Ar fi bine, știți că uneori ne dorim să schimbăm lumea la o anumită vârstă, suntem așa atât de convinși că vom putea face acest lucru, dar dacă reușim să, nu neapărat să schimbăm o persoană, ci să îi arătăm poate că există și alte posibilități și alte oportunități dacă într-adevăr poate nu se regăsește la locul de muncă sau la o anumită facultate la un moment dat, eu cred că este un câștig enorm dacă o singură persoană reușește să își găsească acea cale pe care și-o dorește, cred că e deja un foarte mare câștig, pentru că mai apoi lucrurile se rostogolesc cu siguranță și de la acea persoană vor mai lua poate exemplu alți doi prieteni, de ce nu, și așa cum spuneați puțin mai devreme, copiii, tinerii sunt cei mai buni ambasadori ai oricărei informații până la urmă și de la faptul că ar trebui poate să nu mai aruncăm toate deșeurile în natură și de la faptul că, iată, promovăm județul Hunedoara. Ei sunt principalii piloni pe care uneori poate nu îi tratăm așa cum ar trebui să o facem. Așa este. Într-adevăr, de exemplu, dacă vorbim chiar de peturi, noi acum încercăm să găsim calea cea mai sustenabilă și cea mai eco-friendly, astfel
sus la Căprioara nu avem apa trasă, deci avem fântâni din pădure și pentru asta ei o să primească sticluțe, iar am contractat acum cu o firmă care aduce apa sus și ei își reumple întotdeauna acele sticluțe, tocmai pentru a nu avea aceste pahare constant peste tot și să nu mai folosim peturi. E doar un exemplu mic, un mic pas pe care încercăm să-l facem pentru a proteja natura. Un exemplu pe care, cu siguranță, în familie, atunci când vor ajunge, îi vor trage de mânecă pe părinți sau pe bunicii care vor arunca poate un pet într-o zonă neamenajată sau poate chiar vor folosi anumite recipiente și le vor arunca, iar vor folosi, iarăși le vor arunca și atunci, iată, un nou câștig, nu? Ce vă propuneți pe lângă aceste tabere pe care, iată, le organizați acum până în septembrie? Mă gândesc că aveți totuși o proiecție așa în viitor, mai de ansamblu. Dorințele sunt multe, ne întoarcem cu siguranță și la partea financiară, dar în principiu ce v-ați dori să faceți în cadrul acestei direcții dumneavoastră și colegii dumneavoastră, bineînțeles? Eu am revenit pe acest post acum un an de zile și chiar după ce am revenit am fost la o emisiune similară și atunci mi-am propus să reiterăm un vechi proiect, Campionii României, și în care nu se mai face la nivel național, dar eu consider că este extrem de important. Astfel am reînceput acest proiect în județul Hunedoara. Cu doamna Gina Gogean am avut deja două ediții în care a fost prezent la tinerii din Deva și la tinerii din Hunedoara, unde de două ori am umplut săl de câte 250 de locuri cu tineri care au avut ocazia și onoarea să cunoască o campioană. Pentru că vorbim despre sport, vorbim despre sportivi, dar câți dintre noi chiar reușesc să-i și cunoască și să și înțeleagă, să resimtă ce înseamnă a face într-adevăr performanță. Pentru că vorbim într-adevăr despre buget, vorbim despre sacrificiile părinților, dar vorbim despre omul în sine care stă câte 5 ore, 6 ore, poate chiar 8 ore într-o sală și face fiecare antrenament. Fiecare zi poate. Nu, este aproape imposibil să ne închipuim. Eu fac sport în fiecare zi, mă rog, fac mișcare în fiecare zi și în fiecare zi dimineață stau să mă gândesc, oare sunt capabilă să plec, oare sunt în stare să fac mișcare, oare... Și poate nu realizăm ce înseamnă să faci într-adevăr atât de multe ore, pentru că oamenii sunt mai de lăsători câteodată, dar cei care reușesc să facă performanță ajung la un nivel pe care pur și simplu nici măcar nu îl putem înțelege. Este unul dintre proiecte pe care îmi doresc foarte mult să-l continuăm. O să îl organizăm și în Valea Jiului, tocmai pentru ca și acei tineri să cunoască campioni și, din fericire, județul nostru a dat foarte mulți campioni, așa că avem cu cine să ne mândrim. Și tinerii poate simt, după ce se întâlnesc cu acești campioni, ce înseamnă să faci sport și poate regăsesc bucuria în ei să și facă activitate, nu neapărat performanță, dar să aibă activitate sportivă susținută. Am vorbit mai devreme despre aceste cursuri pe care le-am început. Ne dorim să organizăm și un modul mai amplu în care să avem 3 weekenduri, să selectăm 16 tineri din județ și să avem 3 module pe diferite tematici. În principiu, aceste 4 tematici o să ne focusăm destul de mult și pe partea de antreprenoriat, pentru că tinerii nu au aceste noțiuni de antreprenoriat propriu-zis și o să avem și o colaborare cu băncile pentru educație financiară. Ați început deja demersuri pentru a se contura cât mai bine acest proiect? Am început discuții cu diferiți directori de la diferite bănci, tocmai pentru că eu, la rândul meu,
Nu știu concret și n-am știut niciodată concret ce înseamnă un credit, ce înseamnă un overdraft, ce se întâmplă cu cardul de cumpărături. Ce se întâmplă dacă dau înapoi banii, dacă nu dau înapoi, cât este dobânda? Pentru că pur și simplu nu am avut ocazia să ne învețe mai nimeni. Și cred că partea de educație financiară este extrem de importantă, pentru că sunt atât de mulți oameni care sunt extrem de creditați băncilor, pentru că nu au aceste noțiuni. Nu le-am primit în școală, în familie nu se prea discută despre așa ceva și cred că sunt și foarte mulți adulți care nu au noțiunile necesare, dar noi ne focusăm evident mult mai mult pe tineri. Și cum veți face să ajungeți la cât mai mulți tineri din județul Hunedoara cu aceste cursuri, cu aceste informații esențiale în zilele noastre? Și în momentul de față avem un proiect prin care mergem în licee și le vorbim tinerilor de data aceasta despre mobilități, pentru că am spus că este foarte important ca tinerii să călătorească și avem un parteneriat cu Eurodesk, care este o asociație internațională care colaborează foarte mult cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European și în special pe zona de Erasmus, dar vorbim și despre programul Flex, de exemplu, programul care oferă posibilitatea tinerilor să locuiască o timp de un an de zile în America. Cu acel proiect deja mergem în licee și prezentăm aceste oportunități pentru tineri. Ei, ceva de genul acesta vrem să construim și legat de educația financiară. La început o să avem la noi la direcție, dar după aceea o să încercăm să ajungem și în licee, dar de ce nu și la școlile și la o generație mai mică, chiar la clasele 5-8, pentru că deja sunt tineri în clasele 5-8 care au cardurile lor proprii și în momentul în care un părinte a dat cardul tânărului respectiv, copilului în unele situații, atunci acela deja la momentul acela să realizeze ce înseamnă un card propriu-zis și care sunt repercursiunile unei anumite cheltuieli. Am ajuns la final de emisiune. Noi vă mai așteptăm pentru că parte dintre proiectele pe care ni le-ați prezentat astăzi sunt, din punctul meu de vedere, foarte interesante. Probabil că ar trebui să existe și discipline fixe la școală în ceea ce privește și sănătatea și educația financiară, iată, de care noi, generațiile noastre, sub nicio formă nu am avut parte, dar acum sunt esențiale pentru aceste generații, așadar vă lansez acum o nouă invitație pentru o viitoare emisiune, când veți fi poate mai puțin ocupată. Sunt acum aceste tabere, noi le dorim ședere plăcută acestor tineri în județul Hunedoara și poate vom veni într-o zi acolo să îi vedem pe acești tineri și să-i vadă și telespectatorii noștri. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc pentru oportunitate. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!